Întreprinderea de stat anunță că permisele de conducere de tip vechi nu sunt acceptate în Uniunea Europeană. Permisul de conducere moldovenesc de model vechi nu are termen de valabilitate, pe când normele internaționale prevede acest termen de până la 10 ani. Astfel, permisele de conducere de model nou din anul 2008 au termenul de valabilitate indicat și pot fi folosite pe teritoriul Uniunii Europene. Registru avertizează toți conducătorii auto care urmează să circule în traficul internațional să substituie carnetele de conducere de tip vechi pe carnete de conducere de tip nou pentru a evita unele probleme care pot apărea.